cuvinte cu plăcere și în același timp cu plăcere pentru ceea ce persoana pentru care să spun și cu neplăcere pentru ceilalți. A fost la un moment dat o ședință lărgită de partid la Uniunea Scriitorilor în care am fost puțin judecat și mi s-a cerut socoteală de ce am trimis, trimisesem ostinato în Occident. De ce am trimis? Și eu am răspuns foarte așa mirat, dar bineînțeles că am trimis acolo, fiindcă aici nu mi se publică. Toți mi-au sărit în cap, toți m-au condamnat, zic că nu trebuia să mai aștepți cei care erau mai îngăduitori, trebuia să mai aștepți ca să nu facem scandal, să nu se vorbească despre țara noastră, că așa și pe dincolo. Dintr-o dată eu puteam să devin denigrator al țării mele dacă publicam. Singurul care m-a apărat și a spus Goma a făcut foarte bine, a făcut ceea ce ar trebui să facă fiecare scriitor, adică dacă nu poate publica aici, să se adreseze în altfel, a fost Paleologul. Paleologul a spus acest lucru. Și nu era prieten cu mine, dar Paleologul a avut curajul și normalitatea să spună un adevăr la îndemâna tuturor, cu excepția celorlalți.